Am fost întrebat de multe ori, ești un om de succes? Și am răspuns, nu, nu sunt un om de succes. Pentru că eu cred că succesul este acolo când poți să îmbini cu inima deschisă trei zone clare. Cea de business, cea de prieten și cea de familie. Asta a fost gândirea mea. Și am zis, la familie, clar, failure. La prieteni, cunosc jumătate din București sau jumătate din țară, nu este nicio fel de problemă, dar ca să am prietenul ăla așa, nu l-am. Am foarte mult și cu care mă simt foarte bine, în nenumărate, da, ieșim la petreceri, la orice vrei. La business, ok, a funcționat cum a funcționat, e ok, nu pot să mă plâng. Sunt de succes sau nu sunt de succes? După aceea am stat mai bine și m-am gândit. Nu e neapărat succes ca să fii ok în familie? Ține de succes? Dacă tu găsești succes în business, știi că soția care spune treci acasă, copilul te așteaptă cu tare nu știu ce, da? Ori vine de la tine și înseamnă că tu te simți bine și ești împăcat cu această chestiune, ori dacă este o chestie impusă de cineva că trebuie să fii de succes și acolo și acolo și acolo, s-ar putea să nu fie așa. Mai curând un echilibru și o împlinire. Dar e puțină filozofie. Cred că e important să fii mulțumit cu tine, să-ți placă ceea ce faci și nu să asculți că, uite, tu, duminica la ora asta, ești aici, în loc să fii cu copilul tău, să te plimbi în parc, de exemplu. Dacă mie îmi face plăcere să fiu aici și sunt împăcat cu mine, înseamnă că e ok, că e de succes. Dar, repet, e o parte filozofică aici și de gândit pentru fiecare. Eu, energia mea personală, o iau în mare măsură din așa ceva. Uh-huh. Da? Și care fac destul de des în ultima perioadă și este o zonă clară de reîncărcare de baterie. Adică după o chestie genul ăsta, n-am niciun dubiu că am această capacitate, nu știu de unde o am, să sug energie. Da? Ei au impresia deci, inversă, să știi. Deci, duceți-vă cât mai repede, că s-ar putea să plecați fără energie. Nu, dar deci eu mă încarc din așa ceva. Mă încarc din acele momente în care în echipa internă se zâmbește și se bate pe umăr. Mă încarc din petrecerile pe care le dăm internă. Mă încarc din succesul pe care îl avem când vedem feedback pozitiv de la client. Și din fericire, ultimii 4 ani în care toată piața asta zice că e în criză, noi suntem în creștere de 30-40% în fiecare an. An de an, an de an. Și mersi frumos. Și în momentul în care te duci, de exemplu, în industrie, întrebi ce faci și lumea zice, ce să cu criza? Adică ce? Păi merge prost. Și ce facem? Așteptăm să treacă criza. Și eu le zic, așteptați, că acum o trece, știi? Nu faceți nimic? Că acum trece imediat. Mai e puțin, la o cotitură, să nu vă faceți griji. O să treacă, mă. O să... Fraților, cine crede că suntem în criză, de curiozitate? Criză bună, poate, criză mentală. Suntem într-o criză morală. Așa, da. Nu, multă lume zice că suntem în criză. Eu am spus întotdeauna, în 2010, am decretat în firmă că nu se mai aude cuvântul criză, el nu există pe lumea asta, și România nu e în criză. Punct. Asta e normalitatea. Criza a fost într-adevăr, știi că în caz 25%, ne-am căzut 30% ca firmă, într-un singur an. E puțină criză, puțină criză. Dar în secunda în care ai căzut 30%, nu mai poate să fie criză. Nu mai poate să fie. Unde să mai cazi? Nu mai ai cum. Și atunci asta e normalitatea. Și asta e ceea ce am încercat să le spun alor mei. Nu e, să nu vă aud. Așa va fi, nu va fi altfel. Hai!